Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, în urma acestor momente de închinare, de cântare, de rugăciune, a cuvântului pe care l-am ascultat și ne-a vorbit despre onoarea și responsabilitatea pe care o avem în numele Domnului în calitate de copii, de membri ai împărăției. Timpul care ne-a mai rămas, îl folosim pentru învățătura noastră, aducându-ne aminte sau învățând legile Domnului pe care trebuie să le știm și nu doar să le știm, trebuie să le împlinim. Este a doua parte a doctrinei sau a învățăturii despre cina Domnului. Învățătura aceasta este mai bine cunoscută decât altele, deoarece este împrospătată în mintea noastră prin repetarea lunară a sărbătorii de cină. Însă, așa cum spuneam, prezentarea ei în studiul de joia este mai puțin devoțional și este mai mult teologic. Joia trecută, prin harul Domnului, am vorbit despre un cuvânt de introducere, despre numele pe care le poartă sărbătoarea aceasta în Scriptură, despre greșeli obișnuite și despre învățături greșite și am ajuns la semnificația cinei în Biblie. Am vorbit despre câteva dintre ele și ne-am oprit la cea cu numărul 5. Am spus că una dintre semnificații este faptul că proclamă moartea Domnului Iisus, cea de-a doua că amintește despre suferințele care ne înlocuiesc pe noi înaintea lui Dumnezeu, suferințe făcute de Domnul, depuse de Domnul. Cea de-a treia, faptul că este un simbol al noului legământ, e un legământ nou încheiat de Domnul cu Dumnezeu, un legământ care ne privește pe noi. În al patrulea rând este expresia părtășiei și unității credincioșilor, deoarece atunci nu mai există nicio diferență între noi. Pastorii nu iau două înghițituri din rodul viței și nici de două ori pâinea. Cei bătrâni și cei tineri sunt absolut egali la cina Domnului. Cina Domnului este un moment în care unitatea este desăvârșită. Nu mai există nicio diferență. Nu mai are nicio importanță ce vârstă ai, în ce loc stai, ce poziție ai. Ești pur și simplu un om înaintea lui Dumnezeu. În al cincilea rând, semnificația cinei Domnului este un moment în care credincioșii își afirmă credința în Domnul Iisus Hristos și în cuvântul Său. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel. Am primit de la Domnul și v-am învățat faptul că Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, a luat un pahar, a binecuvântat pâinea, a binecuvântat rodul viței și le-a împărțit între ucenici. Aceasta este credința noastră, este convingerea noastră, nu este un ritual bisericesc în care suntem implicați datorită prezenței, ci este o convingere a noastră, o convingere care ne guvernează viața, care ne pune în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. În al șaselea rând, Domnul Iisus își afirmă iubirea față de credincioșii născuți din nou care se împărtășesc prin faptul că îi invită la cină. Cine ne invită pe noi atât de categoric și cu atâta dragoste la cină ca și Domnul Iisus? Fără nicio deosebire. Uneori suntem vinovați, avem un sentiment de mustrare al conștiinței și totuși Domnul ne invită la cină, ne oferă harul cercetării, al pocăinței și în urma mărturisirii păcatelor cu pocăință, El ne iartă, ne primește. Dacă Domnul ne-ar fi cerut o sfințenie desăvârșită, noi nu ne-am mai fi împărtășit niciodată. Însă Dumnezeu ne privește cu clemență, cu îngăduință, cu grație și ne iartă dacă ne pocăim cu dorința să renunțăm la păcatul pe care l-am făcut. O astfel de bunătate nu mai întâlnim niciunde în altă parte. De aceea îl caută oamenii pe Dumnezeu. Apoi,
este o profeție despre revenirea Domnului Iisus Hristos. O altă semnificație este faptul că noi ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. A promis că se va întoarce. Atunci când luăm cina, în mintea noastră revine afirmația făcută de Iisus. Nu voi mai sta cu voi la masă, nu voi mai bea acest rod al viței decât nou în împărăția mea. Trecând prin necazurile acestei vieți, unii dintre noi sunt bolnavi, alții foarte bătrâni, poate singuri, unii cu o pensie mică și cu neputința de a-și acoperi nevoile, medicamentele de care au nevoie, cheltuielile zilnice, alții trec prin tot felul de greutăți, de necazuri, străini în țara aceasta. Dacă n-ar fi speranța că se va întoarce după noi Regele Iisus Hristos, probabil am cădea de oboseală. Așa își pun oamenii capăt zilelor, că nu mai au speranță. Oamenii lui Dumnezeu au speranță chiar și în valea umbrei morții. Chiar și în singurătatea omenească Dumnezeu este cu ei. Faptul că speri că Iisus se va întoarce pentru dumneata, pentru mine, lucrul acesta îți dă o mare îmbărbătare și ai motive să aștepți pentru că ai pe cine. Nu ești singur, ești cu El și El e cu tine. Lăudați să fie Domnul! Sunt câteva motive care obligă la împărtășirea cu cina Domnului. Cina Domnului nu este opțională, frați și surori. Botezul în apă nu e opțional, sfințirea nu e opțională, pocăința nu e opțională, rugăciunea, citirea Bibliei, postul nu sunt opționale, să respiri nu este opțional. Pentru viața umană sunt anumite condiționări, tot la fel și pentru viața spirituală. Cina Domnului este o adâncă și o profundă atitudine de închinare față de Dumnezeu și este o obligație a noastră. Sunt câteva motive în Scriptură care condiționează abundența vieții spirituale de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. În primul rând, citim în Scriptură următoarele cuvinte. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a dat-o ucenicilor, spunându-le, luați, mâncați, fiindcă acesta este trupul meu. Este o poruncă. Luați, beți, acesta este sângele meu. În limba evreiască, vă spuneam, datorită rădăcinii verbului cu a fi, Iahve, evreii nu folosesc verbul a fi, eu sunt. Pentru că verbul acesta, eu sunt, este rădăcina numelui lui Dumnezeu pe care el l-a declarat în a doua carte a Bibliei când a spus eu sunt, a folosit verbul a fi, Iahve, eu sunt cel ce sunt. Și pentru ca evreii să nu încalce porunca nu luați în deșert numele meu, nu mai au scos din vocabular verbul a fi și ei nu mai spun a fi, probabil că Domnul Iisus a spus atunci acesta trupul meu, acesta sângele meu. Este o poruncă, o poruncă dată de Domnul ucenicilor și tuturor celorlalți ucenici de-a lungul generațiilor. Nu este o opțiune. Cine privește lucrul acesta ca o opțiune trădează atitudinea lui față de Domnul și față de cuvântul lui Dumnezeu. Să nu treci pe roșu nu este o opțiune, este o poruncă. Legea Statelor Unite și legea de circulație a oricărei țări încearcă să impună asta celor care încalcă legea aceasta prin corectare, prin pedepsire. Credeți că Dumnezeu rămâne nepăsător la atitudinea de superficialitate și de mediocritate pe care o manifestă credincioșii față de porunca sa? Acesta este o masă a Domnului. Dacă eu sunt onorat când invit pe cineva să răspundă invitației mele, cu atât mai mult Dumnezeu este onorat să răspundem invitației Lui. Această invitație ne onorează pe noi, niște oameni muritori, suntem invitați să cinăm la masa lui Dumnezeu. Ce onoare! Și uneori ne permitem, datorită unor motive copilărești, supărări, întristări, probleme pământești, să renunțăm la prezența noastră la masa Domnului. E o poruncă, luați mâncați, acesta este trupul meu, luați beți, acesta este sângele meu. Apoi, este un act de amintire a suferințelor Domnului Iisus. Vedeți, noi avem anumite metode să ne amintim de trecut. Când au ieșit evreii din Egipt, ca să nu uite mila lui Dumnezeu care i-a scos, Dumnezeu le-a dat câteva porunci specifice. Una dintre ele a fost repetarea anuală a sărbătorii Paștelor. Și Domnul spunea, când veți face sărbătoarea aceasta, să vă aduceți aminte de evenimentul din trecut. Poate nu s-a întâmplat în generația
aceea, ci cu zeci de generații în urmă, dar ei toți își aduceau aminte de evenimentul ieșirii din prizonierat. Cina Domnului, printre altele, are și semnificația aceasta. Omule, dacă nu murea Iisus, erai astăzi robit de păcat, aveai perspectiva iadului. Ai fi mers între vierni și în foc pentru întotdeauna. Când ești la cină, adu-ți aminte că numai Mântuitorul te-a scos și repetarea acestei sărbători vorbește despre ieșirea din păcat, despre prizonieratul diavolului din care te-a scos mila Domnului. Este o poruncă a Domnului să aniversezi sărbătoarea care ți-a dat eliberarea. În al treilea rând, este un act de mărturisire a morții Domnului. Noi mărturisim, gestul nostru înseamnă ceva. El vorbește, are un mesaj. Vorbește despre cineva care a murit și a înviat. Și în moartea sa, noi folosim elementele trupului fizic, carnea și sângele. Are un mesaj ceremonia de cină a Domnului. Nu este doar o liturghie, ea are un mesaj, este o predică mimată. Este ca o scenă, este ca o dramă, este ca o pantomimă. Prin gesturile noastre noi vorbim. Este un limbaj al gestului. În al patrulea rând, este un act care confirmă mântuirea prin sângele său. Sângele său mântuiește, spunea Domnul Iisus. Sângele acesta este sângele noului legământ. În noul legământ noi suntem o parte și Dumnezeu este cealaltă parte, iar Hristos este intermediarul dintre cele două părți. Cu mâinile întinse, El a unit pe Dumnezeu în calitate de judecător ofensat și pe oamenii în calitate de vinovați care au ofensat justiția și sfințenia lui Dumnezeu. În al cincilea rând este un act de părtășie frățească. Suntem chemați să ne împărtășim. Orgoliile, ambițiile noastre sunt copilărești, asta arată firea din noi. Asta arată nesupunerea din noi, asta arată faptul că nu putem să ne supunem în dragoste unii altora și că resentimentele ne domină, nu dragostea Domnului ne domină. 10 ani să stai într-o biserică, la un moment dat nu te mai înțelegi cu un sfert din biserică, cu un sfert din biserică ai ceva. Dacă acesta este modul de viață, cât Hristos există într-un astfel de om? Este nevoie de multă iertare în familie, de câte ori nu-ți greșește soția într-o viață de om, copiii, părinții, soțul, și totuși nu te poți despărți de partener ori de câte ori îți greșește luându-ți altul și nici nu-ți schimbi copiii ori de câte ori te supără și nici copiii nu fac așa cu părinții lor. Noi suntem chemați să ne iubim și în iubire să ne iertăm, să ne acceptăm, să trecem peste diferențe, să trecem peste greșelile fraților. Nu că ei nu ne greșesc, ba da, ei ne greșesc, dar noi suntem chemați să trăim în unitate. Dacă nu putem trăi în această unitate, nu avem unitate nici cu Domnul, asta este clar. Nu putem să fim în conflict cu frații și în părtășie cu Domnul. Aceasta este o doctrină firească și demonică. Este un act de laudă și mulțumire adusă Domnului. Citiți în Luca, capitolul 22, versetul 19. Apoi a luat o pâine și a mulțumit lui Dumnezeu. Este un act al mulțumirii, pentru că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru investiția făcută în locul nostru. Meritam noi să fim iertați de Dumnezeu, mai ales că după ce ne-a iertat, de atâtea ori am alunecat. De atâtea ori ne-au scăpat cuvinte, gânduri, sentimente, vorbe, atitudini, o grămadă de lucruri care au continuat prin repetare să-L ofenseze pe Domnul și El ca și cum ar fi fost pentru ultima oară mereu și mereu ne-a iertat în urma mărturisirii, a pocăinței, a remușcării, a regretului. Avem un Dumnezeu minunat, plin de bunătate. În fiecare dimineață se înnoiește bunătatea sa altfel. Când am spus aseară, Doamne, iartă-mă, ar fi fost pentru ultima oară. Dacă cu 2 ani în urmă ar fi fost pentru ultima oară când ne-a iertat, ce s-ar fi întâmplat în ultimii 2 ani? S-a înnoit bunătatea Domnului față de noi. Ce măreț este Dumnezeu. Dacă El ar fi ca oamenii să spună, gata, am terminat, m-am săturat de tine, ce-ar fi? Unde ne-am duce? Dar mereu și mereu venim la Domnul și parcă n-am venit și ieri și alaltări și alaltări. El nu spune m-am săturat. Dacă pocăința noastră e sinceră, dacă dorința de renunțare la păcat e sinceră, Dumnezeu în dragostea nemărginită și în dreptul sângelui Domnului Iisus depus în locul nostru, El ne iartă. De aceea îl caută oamenii pe Dumnezeu, fiindcă El ascultă rugăciunile. Ce bun este Domnul cu noi! Slăvit să fie numele Lui! E un act care proclamă răpirea bisericii. La cina Domnului, prin aceste gesturi, noi vorbim despre revenirea lui Iisus Hristos pentru că El a promis lucrul acesta.
N-am citit toate versetele biblice, ele sunt cunoscute de Biserica Domnului. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul. Ori de câte ori mâncați, ori de câte ori beți, vestiți moartea Domnului până va veni El. Există o obligativitate a copiii, a familiei, a membrilor familiei spirituale din împărăția lui Dumnezeu să participăm la masă. Ce ați zice de copiii dumneavoastră dacă n-ar veni la masă? N-ar veni la breakfast, la micul dejun, n-ar veni la masa de prânz, n-ar veni la masa de seara și pur și simplu ar mânca tot timpul cu prietenii și niciodată cu părinții? Sau dacă soția sau soțul ar mânca tot timpul cu altcineva în oraș? Ce ați zice? Ce relație de familie ar fi aia? Și când s-ar întoarce acasă, ar spune, dar ce, domne, ce n-am voie să mănânc cu colegii de lucru? Ba da, ai voie, dar cu soțul n-ai voie. Masa Domnului este o normalitate în interiorul împărăției, dar sigur că cine nu-i membru în împărăție nu se simte obligat. Niciunul dintre dumneavoastră nu vă simțiți obligat să veniți să mâncați la mine acasă. Dar copiii mei se simt obligați să vină să mănânce acasă și eu mă simt obligat. Membrii familiei se simt obligați să mănânce în familie, excepție făcând situațiile organizate în afara familiei. La fel este în familia împărăției lui Dumnezeu, în familia spirituală a bisericii. Noi avem obligație, nu e opțional, frați și surori. Cine spune dacă vreau mă duc, dacă nu, nu, demonstrează că este în chirie acolo, e în rent, nu este membru al familiei. Un membru al familiei nu poate să spună dacă vreau mă duc diseară acasă, dacă nu, nu. Spuneți dumneavoastră, poate cine, un membru normal al unei familii să spună asta? Nu, dar chiriașul poate să spună asta. El dacă vrea să vină, vine, dacă nu, nu. Sigur că nu există doar obligații pentru împărtășire, există și condiții pentru împărtășire. Masa Domnului nu e ieftină. Faptul că suntem invitați, asta nu înseamnă că e ieftină. Și venim oricum, ne spălați, mirosind urât, acum eu vorbesc spiritual. Și uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite. Asta nu înseamnă că dăm busna. Asta nu înseamnă că invitația ne încurajează la indiferență, la mediocritate, la nepăsare, la oricum. Nu, nu la oricum. Ce ați zice de copii dacă vin nespălați pe mâini? Nu le spuneți, e o condiție higiena corpului, să-ți speli mâinile. Este o condiție să mănânci cu furculița. Este o condiție să nu plescăni. Este o condiție să sunt atâtea condiții doar atunci când bași câțiva dumicăți în gură, indiferent că e dimineața la prânz sau seara. Și la masa Domnului venim așa cu nebăgare de seamă în calitate de copii ai Domnului că suntem invitați doar. Este beneficiul invitației, dar este și responsabilitatea condiționării. Asta ne obligă să venim într-o anumită atitudine spirituală și să respectăm decența spirituală a mesei Domnului. Masa Domnului nu e ieftină. El a plătit cu sângele său, a murit Fiul lui Dumnezeu întrupat și făcut om pentru ca noi să putem veni, dar asta nu ne dă dreptul să venim oricum. Spunea Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, în 1 Corinteni capitolul 11, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul lui Domnului în chip nevrednic, iată dar că există riscul nevredniciei. Și dacă cineva își permite să ia parte la masa Domnului într-o manieră nevrednică, se face responsabil de jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi spunem că Iuda s-a făcut vinovat de un păcat groasnic, dar la fel de îngrozitor e păcatul persoanei care în mod iresponsabil vine și se împărtășește cu neglijență, spunând, am fost invitat. E adevărat, ai fost invitat, dar în anumite condiții. Care sunt acestea? 1. Trebuie să fii născut din nou. Ioan 3 cu 3 și cu 5. Aduceți-vă aminte de discuția Domnului Iisus cu Nicodim. Nu poate un om să intre sau să vadă împărăția lui Dumnezeu spirituală dacă nu-i născut din nou. De aceea la cina Domnului oamenii nenăscuți din nou nu pot participa, pentru că ei nu sunt născuți în împărăție. Ori tot ce se întâmplă la cina Domnului sunt lucruri din împărăție. Toate lucrurile din împărăție sunt spirituale. Ori omul acela nu simte, nu vede, nu aude, nu percepe spiritual. El privește firește, ia un dumicat și îl mestecă. Ia o înghițitură din rodul viței și o înghite. Dar pentru el nu înseamnă nimic, că el nu e în împărăție. El nu a câștigat cetățenia împărăției spirituale. El a intrat și fără nicio percepție și responsabilitate spirituală, ia lucrurile firește. Pentru el e un dumicat de pâine. Nașterea din nou este absolut esențială. Poate să existe în familia noastră un copil nenăscut? Nu. Poate în împărăția lui Dumnezeu să existe un credincios nenăscut? Nu. Nașterea este momentul în care se intră în familie.
În felul ăsta apar copiii în familia noastră, prin naștere. Dar și în împărăția lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, apar credincioși spirituali. Spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 2, îngăduiți-mi să citesc, că spune cineva că poți să particip la masa Domnului fără să fii membru la nicio biserică. Sigur că e ușor să nu fii membru la nicio biserică, să nu dai socoteală la nimeni. Biserica locală este familia unde noi trebuie să fim integrați. Trebuie să avem o biserică locală, trebuie neapărat. Orice om are o familie, are o pereche de pantofi, are o farfurie a lui. Trebuie să aibă o biserică a lui, o biserică unde are un loc, un scop, unde primește socoteală de la cineva și unde dă socoteală la cineva. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Unde s-au adăugat? La Biserica Universală? Biserica Universală e totalitatea credincioșilor. Dar ce știu eu de credinciosul din Africa? Nimic. Ce știu eu de credinciosul din St. Louis? Nimic. Dar de credincioșii Bisericii Betania, trebuie să știm unii de alții, biserica locală. În biserica locală există sentimentul de familie, există obligația de dare de socoteală. Dar nu la nivelul Bisericii Universale, nu, ci la nivelul Bisericii Locale. Biserica locală este familia lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, pe lângă faptul că suntem membri ai Bisericii Universale, trebuie să fim membri ai Bisericii Locale. Dacă suntem doar membri Bisericii Universale, cui dăm socoteală? Unde trăim? Unde suntem? Unde ne hrănim? Unde parcăm? Unde e depoul? Nicăieri. Trebuie să fie botezat în apă. Cineva crede, se va boteza, va fi mântuit. Poate un om nemântuit să se împărtășească? Nu. Trebuie să fie membru al unei biserici locale. Trebuie să trăiască în sfințenie. Trebuie să trăiască în sfințenie. Procesul sfințeniei este oscilant. Nu în fiecare zi suntem la fel de buni, nu în fiecare zi suntem la fel de slabi, nu în fiecare zi suntem la fel de indiferenți. Zilele vieții noastre nu se potrivesc una cu alta, nici din punct de vedere al sănătății, nici din punct de vedere al câștigului financiar, nici din punct de vedere al necazurilor vieții, nici din punct de vedere al succesului sau al falimentului. Viața este foarte oscilantă. Astăzi nu ne doare nimic, mâine poate mergem la spital. Astăzi suntem bucuroși, mâine suntem plin de lacrimi. Astăzi nu avem nicio problemă cu nimeni. Mâine se întâmplă că intrăm în conflict cu doi oameni. Astăzi avem o zi plină de rugăciune, de post, de citirea Scripturilor. Suntem în pace cu Dumnezeu. Mâine avem o alunecare, o slăbiciune și ne mustră conștiința. Viața este așa, e foarte complexă. Ei, procesul acesta al vieții trebuie primenit, trebuie susținut, trebuie investit în el, trebuie promovată sfințenia, în ciuda slăbiciunilor, în ciuda alunecărilor, în ciuda firii, în ciuda ispitirii, în ciuda diavolului care urlă ca un leu, în ciuda la toate barierele, trebuie promovat procesul sfințeniei, în care trebuie să ne investim, pentru care trebuie să ne luptăm și să nu ne lăsăm. Chiar dacă există o alunecare, spune Scriptura, voi ceilalți care sunteți duhovnicești, nu-i dați cu piciorul, că asta arată nu metoda lui Dumnezeu, ci a diavolului, ci voi care sunteți duhovnicești, ridicați-l cu Duhul blândeții. Asta trebuie făcută în familie, asta trebuie făcută în Biserica Universală, nu, în Biserica Locală. Iată dar nevoia de o biserică locală. Biserica locală înseamnă o biserică pe o anumită stradă. Biserica universală înseamnă totalitatea credincioșilor născuți din nou, din generația aceasta și din toate generațiile. Trebuie să se cerceteze, să se judece. Acesta este un proces al conștiinței, un proces personal. Fiecare trebuie să vină înaintea Domnului și conștient de standardul sfințeniei lui Dumnezeu, trebuie să se cerceteze, să vadă, este la nivelul absolut? Nu, niciodată nu e la nivelul absolut. Cine poate să spună eu la nivelul absolut? Nu mai am nevoie să trec pe la Domnul Iisus să mă elibereze, să mă curățească, să mă spele, să mă ierte de anumite păcate, slăbiciuni, greșeli. Nu, eu mă duc direct la Dumnezeu, nu mai am nevoie de Mântuitor. Poate un credincios vreodată în viață să spună asta? Nici de cum. Standardul lui Dumnezeu depășește capacitățile muritorilor. Oricât de sfânt ar fi un om, nu se ridică la nivelul desăvârșirii, ci plutește undeva între nimic și ceva. De aceea avem nevoie, ceea ce ne-a scăpat, să ne mărturisim, dar nu ne mărturisim dacă nu ne cercetăm. Ce înseamnă să ne cercetăm? Înseamnă să ne uităm, să vedem scama și să spunem, trebuie neapărat făcut asta la cină, dar e o problemă a conștiinței. Asta nu înseamnă că nu ne împărtășim că avem scama, că nicăieri nu scrie Scriptura asta. Spune, cercetați-vă și așa să vă împărtășiți.
Biblia nu încurajează neîmpărtășirea, încurajează împărtășirea. Pentru că oricum luna viitoare scama asta tot aici e și peste un an tot aici e. Că o luăm acum sau că o luăm în decembrie, tot o să o luăm odată. Dar dacă tot depinde de noi să o luăm prin pocăință, hai să o luăm acum. De ce să evităm cina Domnului două luni? De ce? Ce motiv avem? Noi nu trebuie să fim acoperiți de frică. Destul că am păcătuit, să ne pocăim, să ne cercetăm, să ne cerem iertare și în numele lui Iisus să avem îndrăzneală, că de fapt în al cui nume avem îndrăzneală? În bunătatea noastră? Ce-i bunătatea noastră? Bunătatea noastră e ca o haină mânjită, e parțială, e de suprafață. Cine își pune încrederea într-o inimă de om care este rea și nespus de înșelătoare, încă n-are experiența vieții. Sigur că în urma cercetării trebuie mărturisirea păcatelor. Atitudine la cina Domnului. O atitudine înțeleaptă la cina Domnului, în primul rând, e meditația. Să stai, să-ți iei timp și să te uiți la viața ta, la nevoia din împărăție, la cerințele lui Dumnezeu, la neputința personală, la așteptările sfinte, la timpul cheltuit fără prea puțin, fără prea mult profit, la investiția milei lui Dumnezeu, fără prea mare rezultat, să meditezi, să ai o percepție reală și sănătoasă, contabilă despre realitate. Spune Scriptura, să nu ai păreri mai înalte, că nu-ți folosește la nimic. Dumnezeu oricum are o părere corectă. În primul rând trebuie meditație. În al doilea rând trebuie amintire, în timp ce ne împărtășim să ne aducem aminte cât a suferit Domnul ca noi să ne putem împărtăși. Pentru El n-a fost la fel de ușor ca pentru noi. Pe noi nu ne costă, dar pe El l-a costat. Apoi să proclamăm, atunci când este vorba să ne rugăm. De ce să nu ne rugăm? Eu sunt certat cu tata, nu pot să vorbesc cu el, nu pot să-l apreciez pentru ce a făcut pentru mine. Frați dragi, ci care om ar fi făcut pentru dumneavoastră ce a făcut Iisus? Care om s-ar fi ținut după dumneavoastră o viață cât s-a ținut mila Domnului și harul Domnului? Care om n-ar fi obosit și zilnic v-ar fi binecuvântat din abundență? Și când am fost buni și când am fost altfel? Care om n-ar fi obosit într-o zi? Păi și mama zice, bă copile, m-am săturat de tine până peste cap. Și mama care ne-a purtat în pântece zice asta. Și Iisus dacă ar zice asta într-o zi am fi terminați, dar nu zice. În mila Domnului mai există șansa pocăinței, adică harul lui Dumnezeu. Și când vine momentul proclamării, eu să tac, păi să mi se usuce gura, cum să tac? Cum să tac? Nici atâta lucru să nu fac, să n-am recunoștință față de cineva care mi-a dat viața când eu fabric moartea zilnic? Vreau să stăm înaintea Domnului în încheiere, frați și surori, că se pot spune multe lucruri, dar sunt destule câte s-au spus, vremea s-a încheiat. Vreau însă să vă încurajez, iubiți cina Domnului, respectați cina Domnului, nu priviți ca pe un sacrament, nu priviți ieftin, nu priviți de sus, nu priviți cu superioritate că sunteți muritori cu toții. Nu priviți pe alții mai răi, că toți suntem o apă și un pământ, suntem din aceeași plămădeală. Nu poate o turtă să fie mai bună decât alta când e luat din același lighean, din același vas. Amândouă au aceeași compoziție, din același aluat. Toți suntem la fel. Astăzi e unul mai sus, mâine e celălalt mai sus. Atitudinea aceasta este o atitudine neînțeleaptă. Să venim cu toții înaintea Domnului și să ne privim în unitatea aceasta frățească, cerând de la Dumnezeu milă peste noi și peste casele noastre. Cina Domnului este un moment de închinare, un moment de împrospătare spirituală, este un moment de meditație adâncă, atunci ești cel mai vulnerabil. Poți să vii în adunare și să treci peste o anumită problemă care o ai, lăsând-o pentru după amiază, dar când ești la cină nu mai poți să faci asta. Cina Domnului te confruntă în modul cel mai direct cu Domnul Iisus Hristos. Te faci cel mai vulnerabil atunci. Și soluția nu e să ocolești cina Domnului, să nu vii la biserică. Pe aia demonstrează care este atitudinea față de Domnul Iisus Hristos. Asta este crimă. Atitudinea aceasta este intolerantă. După ce copilul meu a făcut un rău, nu mai vine noaptea acasă? Pe asta este înțelepciune? În loc să vină să spună, tată, iartă-mă. Oricum mâine noapte vine acasă, nu cât o să stea fugit, plecat. Este asta înțelept? În felul ăsta se pocăiește el, că fuge de acasă? După ce a spart geamul sau a făcut o prostie, soluția e să vină acasă și să spună, tată, iartă-mă, că nu-i dau un cap și nu-l omor, că l-am făcut și îl înțeleg și încerc să-l iert, să-l reabilitez, să-l învăț, să-l cresc.
Dacă eu ca om fac așa, Dumnezeu face altfel, dragii mei, respectați cina Domnului. Veniți la cina Domnului, iubiți cina Domnului, alergați după cina Domnului, încurajați cina Domnului. Aveți opinie pentru cina Domnului, sacramentul în care vorbim despre ce a făcut Iisus pentru noi. Ne amintim cu respect și cu adorare despre măreția jertfei și iubirii Lui dedicată nouă. Haideți să stăm înaintea Domnului, să ne cercetăm, să ne rugăm și în starea aceasta de rugăciune să încheiem serviciul divin. Vă invit să vă ridicați și să intrăm în rugăciune împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.